De la începutul anului și până astăzi, aproape 90 de persoane s-au prezentat la urgența din Deva cu mâini și picioare fracturate sau alte traumatisme. Unele produse din cauza alunecărilor pe gheața necurățată de pe străzi și trotuare. Alte traumatisme însă s-au produs în zona Opera din Deva, proaspăt modernizată și unde, după cum scriu devenii pe rețelele de socializare, se cade pe capete zilnic. Mulți oameni se accidentează, își rup mâinile și picioarele. Se pare că proiectul privind realizarea unor piste de biciclete în municipiul Deva aduce, pe lângă unele beneficii, și mult mai multe de servicii și necazuri pentru deveni. Unii dintre ei și-au rupt picioarele în gropile nesemnalizate din șantiere. Alții au ajuns la urgență cu traumatisme din cauza treptelor de la Opera, nemarcate, deci greu de sesizat, mai ales după ce se înserează. Foarte atentă, pentru că am văzut zilnic cad oameni, cad vârstnici, își rup mâinile, picioarele. De multe ori găzduim noi și trimitem la urgență. N-am văzut treapta și când am căzut... Vai de mine! Nu, dar ne învățăm cu ele până la urmă. Da. Nu? Da, dar e bine lucrul ăsta făcut? Nu. Pe o grămadă de bani? Nu, am spus că am dat, n-am văzut-o și când am călcat era să mă duc. Lucru de Dorel. Fără lucru. Dorel de Deva. Asta au făcut, știu caz, care o călcat în groapă și o rupt piciorul. Da. Gropile din Deva, nu? Din Deva. Da. Și noi ne-am mirat că sunt așa făcute, dar gata, e... Înseamnă că avem arhitecți buni care au făcut ori... Sau cine? Proiectanți, așa, da. S-au delimitat deloc treptele, da, și da. Nu se vede și așa, adevărată adevărul. Capcană. Asta e adevărul. E o adevărată capcană, pentru, mai ales pentru cei mai în vârstă. Și se poate și pentru cei tineri care sunt mai zburdalnici și o iau. No. Foarte mare. În urma reclamațiilor, constructorul a semnalizat una dintre trepte cu o bandă autocolantă care s-a dezlipit la prima ploaie. Ceva urme se mai văd și acum. Zilele trecute au început să delimiteze capătul treptelor cu plăci de altă culoare. Doar au început, pentru că muncitorii s-au oprit la jumătatea lucrării, iar plăcile înlocuite zac și acum abandonate în calea devenilor, alte capcane. Unele victime ale capcanelor din șantierele prosemnalizate sau nesemnalizate din Deva anunță pe rețele că vor da primăria în judecată. Șanțurile din Deva și lucrarea începută de domnul Oancea o să ne vedem unde trebuie, se plânge o doamnă care a postat și certificatul medical și radiografia fracturii. La Opera se cade pe capete zilnic, mulți oameni se accidentează, își rup mâinile, picioarele, scrie un alt internaut. Am mai picat alți oameni care nu sunt eu personal, eu sunt din Cristur, și transmite primărie, domnule primar, nu știu cum cheamă, că l-am votat, nu știu cine am votat, și se pună bănci aici, sau se facă cumva să mai cadă lumea în patru picioare pe aici, să se râdă alții de alții. Transmite, vă rog, prin televiziunea care sunt în noastră, domnul primar, sau consilierul care spunge de zona asta, să facă bine, să vină și dânsul, să mai prindă pe aici.